După ce a câștigat lupta cu înalta curte în 2014 și a fost acceptată ca fiind o persoană care nu aparține niciunui sex, Nori, în vârstă de 60 de ani, cere acum redenumirea zilei mamei, în ziua îngrijitorului. Nori, activist transgender care s-a născut bărbat și a făcut operație de schimbare a sexului la vârsta de 28 de ani, susține că termenul mamă nu trebuie să fie exclusiv pentru femei. Transgenderul s-a născut bărbat și a făcut schimbarea de sex pentru a deveni femeie în anul 1989. Inițial m-am simțit bine, dar când am intrat în relații, ei nu m-au acceptat că am fost băiat. Am insistat să nu fiu definită de trecutul meu. Nu vreau să fiu delimitată, declara Nori pentru presa internațională. Asemenea scene am putea vedea în curând și în țara noastră, după ce, în numele unui egalitarism dus la extrem, Parlamentul European a hotărât recent ca în actele oficiale să nu mai folosim cuvintele mamă și tată, ci părinte 1 și părinte 2. Același for a votat ca toate căsătoriile dintre doi bărbați sau două femei să fie recunoscute în statele membre ale Uniunii Europene. Mai grav este faptul că dintre toți cei 32 de europarlamentari români, singurii care au votat pentru această rezoluție au fost și eurodeputații de la USR Plus, în frunte cu șeful lor, Dacian Cioloș. Neomarxiștii din USR Plus nu sunt la prima ispravă de acest fel. Dacian Cioloș și Dan Barna au votat în Parlamentul European controversatul raport Matici, care susține că și bărbații pot să nască copii. Doamne, n-am auzit vorba asta. Nu-i bine. Nu-i bine. Dar mai grav și decât asta este lobby-ul agresiv al comunității LGBT în școli, sub masca introducerii educației sexuale în programa școlară. Orele de religie din școli se pot desfășura doar cu consimțământul părinților, dar educația de gen impusă de neomarxiștii veniți la putere nu are nevoie de acordul lor. O celebră jurnalistă din Statele Unite susține că și-a retras fiul de 8 ani de la școală, după ce în programa școlară au fost impuse cursuri experimentale privind persoanele trans. At our boys' school in particular, it started with when our son was in third grade, they unleashed a 3-week experimental trans education program on these 8 and 9-year-old boys. And it wasn't about support. It was about, we felt like it was more about trying to convince them, like, hey, come on over. And the boys started to get confused. We objected, and so did a lot of other parents, to the point where the school had to apologize for that one, which they very rarely did.